În urmă cu o săptămână, primarul Horia Scubli a informat pe consilierii locali despre variantele pe care le-au pentru taxarea la parcarea de pe strada Gheorghe Șincai. Dacă am terminat ordinea de zi, vreau să vă consult într-o problemă pe care noi în proiectul inițial nu am prevăzut-o. Și dacă dă cel de sus, în două săptămâni vom deschide parcarea de aici din spate. Pentru această parcare avem banii de la buget, e în regulă, e trecută prin toate fazele. Problema care acum este de actualitate pentru noi. Nu am prevăzut modul în care vom face taxarea pe această parcare. Există varianta taxării automate cu ajutorul a două bariere și a bonurilor acelea de ordine. Intri la barieră, ridici un bon de ordine, plătești, este un automat, plătești. Bun, această valoare ar însemna ca noi să suplimentăm, dar întreb acum, în ofertele noastre, sistemul de tarifare costă undeva în jurul 30.000 de euro. Unii consilieri locali au gândit și alte variante de taxare, precum cel pe bază de etichete sau abonamente folosit pentru parcările din oraș, însă primarul Horia Scubli consideră că acest sistem de taxare cu bariere, cu toate că este destul de scump, este cel mai eficient și cel mai sigur, iar investiția va fi recuperată din taxa pentru parcare. Primește un tichet de parcare, nu e problema asta. Problema este peste tot, numai puțin mă urmăriți că de-aia vreau să luăm o hotărâre de comun acord. Peste tot unde se dorește o extrem de bună și eficientă gestionare a parcării, se pun bariere. Nu vă gândiți că în Cluj nu există polițiști locali, destui, foarte mulți, dar nu-i pune nici unul la o parcare, pentru că gestionarea prin bariere îți conferă 100% siguranța plăților. Și s-a constatat, eu am avut o discuție cu cei de la parcări de la Cluj, s-a constatat că plătești 30.000 acum, care ar însemna salariul a doi oameni pe probabil un an și două luni, dar în această perioadă scoți atât de mulți bani cât îți amortizezi în 6 luni de zile. Bugetul alocat de consilierii locali pentru această investiție este de 45.000 de lei.